Vă reamintesc, în prima parte a emisiunii noastre și în cea de-a doua vom continua să vorbim despre ce înseamnă berea artizanală, despre faptul că la Buzău există o fabrică de bere artizanală. Am discutat cu invitații mei din această seară despre diferența între berea pe care o găsim în toate magazinele și berea artizanală. Despre clienți am mai vorbit, însă aș vrea să vă întreb: cum acceptă clienții produsele acestea de nișă? E greu să ajungi să convingi un om de gust, de calitate, de muncă, de originalitate, și lista poate continua. Cum îi convingeți? She asked about in which way we are convincing our customers to buy our beer. I think the best way to convince them is to test the beer and to give some explanation. So when we have someone who comes to visit us, first question is, what type of beer do you like? And then according his answer, we can adapt a little bit what sample we will give to him. And then we try to explain this one is more bitter, less bitter, is with more aroma of coffee, etc., things like that. And the second part is also to say, oh, we make the beer. So it's very clear. We use the malt, the water, etc. No additive. This is the two way, the test and the quality of the ingredients. În principiu, primul lucru care i-ar face în momentul în care gustă o bere artizanală ar fi aroma și ceea ce simte când bea așa ceva. Pentru noi ar fi ideal, cum v-am spus și mai înainte, ca să-i facem să înțeleagă ce înseamnă asta în vizită direct la fabrică și întrebându-i exact ce fel de bere preferă, mai amară, mai puțin amară, mai spre ce sunt obișnuiți să bea de obicei. Noi le dăm monstre din acel tip de bere și, cum am spus și mai înainte, le arătăm exact că se face doar din malț, apă și hamei și le putem arăta exact și felul în care se fabrică ea. O să vrem și noi să filmăm odată cu pas cu pas cum se face berea. O să vă anunțăm dinainte și veniți și faceți filmările și o să vedeți exact ce înseamnă a face o bere artizanală. Și partea bună este că în momentul în care vin, se informează și văd exact că nu se folosește niciun fel de aditiv în a produce această bere, vor să rămână plăcuți, impresionați, cum au rămas și alții de altfel, și sperăm și clienții noștri și pe viitor. Pentru că vorbiți despre faptul că berea nu are niciun fel de aditiv și așa mai departe, poate fi considerată un produs bio? Da, 100%. Da. Adică e biologic, e făcut din apă, cereale și drojdie. Și hameiul, care este tot la fel ceva vegetal. It's not bio, because bio you need to use ors, bio, barley bio, organic. So strictly speaking, it's not bio. François mă corectează și are dreptate în ceea ce spune. Pentru ca să fie denumită și pus pe etichetă bio, ar însemna să se facă dintr-un orz biologic, exact extras și făcut malțul din el, și nu e cazul în berea noastră, dar ceea ce am vrut să spun prin bio, că nu are alți aditivi. Aș vrea să ducem un pic discuția către relația, dacă există una, cu autoritățile locale, dacă, eu știu, vă doriți, dacă nu există una, dacă vă doriți o relație cu autoritățile locale. Speaking about our connection with the majority or the local... This is something we have to develop. We would like to organize some crafts of artisanal festival in Buzău, if it's possible. Until now we were focused on the sales and growing the type of beer, and now we would like to organize something in Buzău, especially now because after COVID we have to rethink everything to start new project, and it's time to do it. Până în momentul de față am fost mai mult focusați pe a face vânzări, să ne creăm o paletă de clienți și o bere de calitate, clar.
Sperăm acum într-un viitor foarte apropiat să putem organiza, dacă e posibil, și aici în Buzău. Am făcut parte și noi la alte festivaluri în alte orașe ca Timișoara, Iași, București și am dorit, de ce nu, să aducem și aici așa ceva, un festival al berii artizanale și împreună cu, într-adevăr, autoritățile locale să putem face așa ceva și la noi în oraș. Știți să mai existe alți producători de bere artizanală în Buzău sau în împrejurimi? Near Buzău, no. There is nothing in the județ of Buzău, as far I know. There is one guy who make mead. Mied. În județul Buzău nu. Suntem singurii care facem acest gen de bere artizanală. Mai e un singur băiat care încearcă să se lanseze și el cât poate de mult, cred din Pătârlagele, dacă nu mă înșel. El face din miere de albine mied sau hidromel, nu mai știu ceva de genul ăsta, parcă se numește. Și... cred că el e singurul iarăși care face pe această nișă de artizanal ceva de calitate și în care încearcă să se lanseze cât poate de mult. V-ar ajuta apropierea de alți producători de diferite produse, eu știu, producători de miere, producători de cârnați, pastramă și așa mai departe? Nu știu dacă pe partea de cârnați și pastramă am putea noi să intervenim, dar în magazinul în care îl avem noi online, colaborăm deja cu băiatul de care v-am spus și are și produse, găsiți produse de ale lui pe magazinul nostru online, care îl găsiți, după cum a spus dumneavoastră, e foarte simplu pe internet și în același timp avem și pagină de Facebook în prisma asta. Deci nu v-ar deranja, eu știu, o abordare a producătorilor? Colaborăm deja. Colaborăm exact. Cu deja. Deci nu e o idee rea și în această arie există ca o bună înțelegere între cine lucrează în această clasă artizanală. Cam cât durează de la idee și până la avea pe masă un sortiment de bere? E o întrebare mai grea asta, pentru că nu e chiar atât de simplu de a avea ideea și până când ajunge pe masă un sortiment de bere. You're asking about, you have an idea to make a beer and how much time is about this to make the beer to have it on the table? So I several months of seeking and... test, calculation, reading book, testing other beer. This is several months. And then when we decide to make the recipe, we try to collect all the ingredients we need. Sometimes it's difficult. For example, we made a beer with the cherry. It was difficult to find the cherry. It was not cherry from Buzău, I'm sorry. But this takes time. And then 1 month to make the beer, I will explain it. A pune în practică o idee care poate dura și câteva luni a te gândi la ea, ceea ce vrei să faci, unde vrei să ajungi și până în momentul în care îți aduni ingredientele ca să faci o nouă rețetă și câteva teste bune la număr ca să ajungi unde vrei să ai un rezultat foarte bun. De exemplu, ultima noastră bere care a făcut-o cu un sortiment de vișine înăuntru și din păcate nu erau din Buzău vișinele, a durat destul de mult până am putut face și să punem în practică acest sortiment de bere. Și iarăși lumea depinde cum o percepe. Dacă ar fi să dăm timpul înapoi, în ce an a ieșit prima bere? First beer was made 3 of November 2017. În 3 noiembrie 2017. Bun, dacă ar fi să ne întoarcem din nou, poate chiar înainte de noiembrie 2017, când v-ați gândit să puneți pe picioare povestea asta, ați mai face același lucru? You repeat this... Experience. This experience, if you are back in 2017. If I will do, yes, but I will know that it's more difficult than I was thinking to go in the market. Cu siguranță da, ar face lucrul acesta, dar s-ar gândi foarte bine înainte cum ar putea să intre pe piață.
Discuția noastră și curiozitățile mele ar putea continua foarte mult în această seară, însă, din păcate, timpul alocat emisiunii noastre ajunge foarte repede la final. Pot doar să-mi exprim bucuria faptului că această pasiune pentru bere a reușit să adune la oaltă un buzoian ce călătorea prin lume, da? Așa da, putem să vă definim. Și un francez îndrăgostit iremediabil de România. Da. Iată, vă avem aici. Avem singura fabrică de bere artizanală aici la noi la Buzău. Ne bucurăm foarte mult că v-am descoperit. Sperăm și telespectatorii noștri să vă încerce să vă descopere și dacă le place produsul dumneavoastră sau le plac produsele dumneavoastră să vă devină clienți. Mă bucură foarte tare faptul că ați lansat această invitație ca buzoienii să vină să vadă despre ce este vorba acolo. Cu drag. Sunt sigură că se vor simți exact la fel cum ne-am simțit și noi, pentru că puneam foarte multe întrebări și încercam să găsim cât mai multe și cât mai repede răspunsurile. Vă felicit pentru curajul pe care l-ați avut, pentru inițiativă și, sinceră să fiu, eu sper că vor fi și alții care vă vor urma exemplul, nu neapărat cu berea, exemplul de a pune în practică o pasiune, un vis, o speranță. Eu asta îmi doresc foarte tare. Și noi sperăm de toată inima să existe acest curaj de a face visul să devină realitate. François, one last word. Oh, thank you very much for this. It was very unexpected to have this because I was still thinking that Radio Campus it's a radio. I understand. Te rog. Da, vă mulțumește foarte mult, s-a simțit foarte bine și e bucuros de experiența care a avut-o și mai ales că până nu de mult el gândea că de fapt e doar Radio Campus, nu și TV. Da, noi suntem Radio Campus, suntem Campus TV, suntem Viața Buzăului, pentru că avem și un ziar, we have a newspaper too. Da. Și sperăm să deveniți telespectatori, ascultători ai noștri și să ne rămâneți aproape. Vă mulțumesc foarte mult pentru faptul că ați acceptat invitația mea. Și noi vă mulțumim din inimă pentru invitație. Mulțumim. Doamnelor și domnilor, punem punct aici emisiunii noastre. Ne revedem mâine după amiază. Nu uitați, mâine este miercuri, așadar ne vedem la ora 18 aici în studioul Campus TV. Seară plăcută, vă doresc, la revedere!